Domnul Becali este la telefon. Bună ziua din nou, domnul Becali. Da, bună ziua. Bună ziua. Știu că mi-a zis, am vorbit și ieri, că am stat o oră și ați fost drăguți și ați vorbit, dar a trebuit să vă sun astăzi, asta e situația. Vreau să vă întreb ce părere aveți de suspendarea asta de 6 luni, care, mă rog, e doar așa de fațadă. Că... Păi, dar cine a făcut ce? Adică pentru ce? Nu înțeleg. Ați fost comisia de disciplină, pe scurt, a hotărât să vă suspende 6 luni, mă rog, că n-aveți voie pe la vestiare și pe la echipă, ceva, adică pe stadion, pentru declarațiile sexiste împotriva arbitrei doamnei Trandafir. Băi, ei poate să dea 1 miliard de asta. E lumea acum, eu sunt obișnuit. Dar eu, care-i treaba? Bă, Horia, poate să dea ei... ori vrea ei, ce a făcut Dumnezeu, așa a făcut, așa va rămâne, așa voi spune și cu prețul vieții. Ce sexiste? Adică care, ce sexiste? Că femeia, păi văd femeile că sunt arbitrate și se plimbă pe teren femeile între bărbați la fotbal. Păi ai opinia mea, mă, nebunule, cum să dai tu, ce să dai tu? Cine ești tu ca să dai tu? Ai tu? Cine ești tu ca să dai tu, ca să schimbi opinia omului? Tu nu vezi ce oameni, ei nu-și dau seama, ei au minte întunecată. Mă, cine ești tu ca să-ți dai tu, să judești tu opinia unui om? Că asta e o opinie. Dar nu e o opinie. E opinia ce a zis Hristos, ce a zis Sfinții. Dar știți cum e curentul ăsta, orice se spune acum, e, vezi, doamne, misoginism. Băi, curentul acum e curentul dracilor, că dacă a venit lumea, dacă lumea s-a îndrăcit așa, lui e curentul dracilor. Dar asta nu înseamnă că eu acum trebuie să am opinia lor, sau n-am voie să spun opinia. Uh-huh. De, pentru că alta e că, domne, bă, e judecat, n-ai voie, uite, domne, ai jignit. Uh-huh. Dar aici am spus opinia mea. Care este opinia mea? Este opinia principiilor noastre de viață. Da. Eu spun opinia mea de principiu. Eu n-am vizit cu ceva, cu nimica. Eu spun și acum. N-am voie să spun sentimentele? Păi ei condamnă sentimente. Dar cine sunt ei, mă, ăștia, până la urmă? Da. Ei vai de capul lor săraci. Ei sunt oameni ca frunza în vânt. Au minte întunecată. Nici nu știu pe ce... Nu știu în ce încotro să o apuce. Da, dar știți povestea, v-au dat 6 luni, dar bine, nu vă afectează cu absolut nimic. Bă, nu te afectează, dar nu mă afectează mie, că nu mă interesează pe mine, dar ca chestiune. Păi cum să judeci părere? Cum să judeci părere? Cum, adică tu spui, bă, n-ai voie să ai părerea? Îți dai seama? Bă, n-ai voie să ai părerea. Adică tu ce faci? Tu trebuie tu să fii obligatoriu să am părerea ta, că dacă nu te judec, eu te condamn, că tu ai părerea. Uh-huh. Păi băi, e o părere. Nu e o jignire, nu e o ofensă, e o părere. Da. Și părerea, păi ce mă, Corea? Bă, dar nu, eu nu înțeleg, adică voi, cum sunteți voi și cum sunt eu. Eu nu știu, eu nu, bine, înțeleg, voi aveți altă mentalitate, aveți alt sistem de trai. Dar eu când văd eu femeia, că aleargă ea pe acolo între bărbați. Băi, cum să fie așa ceva, mă? Doamne, feriască-ne! Da, ăsta e trendul, domnul Becali. Vedeți că și la meciurile internaționale doamnele arbitrează acum. Băi, treaba lor. Dar nu e în regulă. Păi da, dar știți cum e. Vine de la, cum să spun, de la Federația Internațională. Ce să facă Federația Română? Se aliniază. Bă, fac ce fac ei. N-am nicio treabă, că ei fac, ia lor, ei comandă, nu zic așa, nu, ei comandă, e treaba lor. Uh-huh. Numai că eu spun părere. Nu m-am opus, n-am luat-o să o dau afară de acolo. Dar dumneavoastră spuneți, nu poți, domne, să-mi judeci părerea mea. Păi da, cum să-mi judeci părerea, opinia, cum să-mi o judeci? Da, sincer, așa vă afectează în vreun fel doar ca imagine că v-au suspendat sau chiar nu vă pasă? Nu, ca imagine îmi folosește. De ce? Explicați-mi. Păi pentru că oamenii văd și zic, de bă, cum să-l judeci pentru părere. Ce zic oamenii? Uite, bă, au cu ăsta ceva, cu Gigi, nu-l lasă în pace. Au cu el. Da. Bă, Horia. Bă, acum că să mă ies, că uite, sunt și cu doi călugări, să mă ierte și ei. B
Bă, dar cum adică, mă, femeie, ea stă cu țâțele în vânt pe acolo, aleargă printre bărbați? Nu, nu, vă rog, nu folosiți expresii, știți că... Bă, dar nu e în regulă asta, cum să... Știu, dar vă rog eu mult, fără... Bă, femeia, bărbatul nici nu trebuie să uită la femeie, vă rog mult de tot, că știți că nu avem... Bine, dacă nu, să fie sănătos, închidem și gata, dacă vă... Nu e vorba de asta că închidem, eu v-am sunat să vă aflu părerea. Suport. Și suportă dacă nu, să fii sănătos, dacă nu se închide... Suport, domnul Becali, suportăm, vă rog. Și ce aia, femeie între bărbați amestecate? Cum să fie femeie între bărbați amestecate? Doamne, feriască-ne! Dar hai să vă întreb ceva, că stăteam aici... Bă, dar te întreb un lucru pe tine. Ziceți. Mă, pentru ce nu sunt destui bărbați? Pentru ce amesteci femeia cu bărbatul? De ce nu se duce femeia la femeie, să arbitreze bărbații la bărbați? Pentru ce? Ce? Spune-mi care-i scopul. Am înțeles, adică femeile să arbitreze doar partidele de femei, spuneți dumneavoastră. Da. Pentru ce nu femeia arbitrează femei, bărbatul bărbat, de ce nu-i mai bine așa? Bă, tu, nu-i, de ce? Da. Și de ce? Păi pentru că ei, majoritatea politică asta mondială adrăcească, este că ei se confunde femeia cu bărbatul. Și încet, încet, dacă este, n-ai văzut moda, femeia poartă pantaloni și bărbatul a început să poarte rochii și fuste. Așa s-a... Deci încearcă până modă să schimbe rolurile. Bărbatul devine femeie, femeia devine bărbat. Da, zice, și mod... zice... În toate modalitățile să-i dea mai mare putere la femeie. Ca de atunci să fie batjocorit bărbatul. Când e batjocorit bărbatul, atunci... Se schimbă legile firești care Dumnezeu le-a făcut, adică împotriva lui Dumnezeu. Tu ai făcut bărbatul să fie stăpân femeii. Dar uite, noi o facem că femeia comandă pe bărbat acum. Uh-huh. Omul. Adică mentalități drăcești. Da, am înțeles. Dar știți la ce mă gândeam? Vorbeam aici cu Dică, cu Gianni Chiriță și cu Roberniță. Dacă și asta este încă o chestiune cu țintă la adresa dumneavoastră, în cazul în care luați titlul, să nu puteți să vă bucurați pe gazon alături de băieți. Păi cine se duce? Păi nu, mă gândeam că poate vă duceți, dar atunci când se dă titlul, cum ați mai făcut-o? Pe gazon alături păi de băieți. Și dacă vreau să mă duc, ce îmi faci? Păi n-aveți voie conform regulamentului, conform ce suspendării. Ce faci? Mai dă o amendă. Ce faci? Mă arestează? A, da, vă mai dă o amendă, atâta probabil. Dar ce dă? Bă, cine bagă seam? Bă, Horia, eu îmi fac rugăciunea mea și îmi văd de treaba, mă mântează pe mine ce hotărâți draci. Eu ignor pe draci. Da, eu asta m-am gândit, că vor să nu vă lase să vă bucurați cu echipa pe gazon. Dar nici nu merg ce să mă bucur eu. Eu mă bucur, bucuria mea nu mai sunt astea. Eu bucuria mea este adevărat, că mai îmi place. Bucuria mea să iau Liga Campionilor banii. Mă mântează pe eu mine. Eu știu, dar de ce să nu vă duce să vă bucurați cu băieții în seara aia? Da, și da, de ce să mă duc, că nu vreau să se bucure băieții. A, deci nu o să coborâți? Că ești, e meritul dumneavoastră în primul rând, domnul Becali, dacă luați titlul. Păi și ce mă nu-ți dă voie să mergi pe stadion? Păi nu pe stadion aveți voie, n-aveți voie pe gazon, cică. Păi nu merg pe gazon, mulțumesc. Mulțumesc, nu merg pe gazon. Am înțeles. Nu, pe mine nu mă deranjează, poate de aia e și 25 ani. Da. Pe mine mă deranjează un lucru. Cum să judeci tu părere? Cum adică tu vrei să spui, bă, Becali, ce-o schimb? Cum să spui? Adică, bă, Becali, ce-o schimb părerea? Nu, cum să schimbi tu sentimentul omului? Cum să schimbi tu trăirea omului? Cine ești? Păi ce omul e mașină, mă, ca să-i schimbi șurubul? Da, înțeleg perfect ce spuneți. Păi cum schimbi tu? Domnul ăla are părerea aia. Domnule, părerea mea e bărbatul la bărbat. Să arbitreze femeia la femeie. Asta e părerea mea. Domnul Becali, vedeți ce pățește Rubiales? Procurorii în cazul Rubiales, președintele Federației Spaniole, care când i-a dat medalia de campioană mondială fotbalistei, acum procurorii cer în Spania 3 ani de închisoare pentru Rubiales, că a pupat-o de bucurie pe una dintre jucătoare când s-au dat medalele. 3 ani de închisoare. Păi a pupat-o, deci ce a făcut dacă nu a... Nu e, domne, că n-avea voie, că e un gest care nu e ok. Și 3 ani cer procurori, e un scandal în Spania, 3 ani de închisoare, domnul Becali. Că e un gest care nu e ok, ce? Păi nu contează, că femeia e bărbat, bărbatul femeie nu contează, a pupat bărbat cu bărbat, ce contează? Nu zic e așa? Da. Păi ce, e diferență? Nu e diferență, păi dacă pui arbitru femeie... Și bărbat pe arbitru, ce nu contează? Atunci au pup, că am pupat el când l-a pupat pe bărbat.
Da. Da. Păi asta... tu nu vezi? Bă, ei caută tot timpul, adică și dragostea. Adică ăla a pupat-o din dragoste, adică de bucurie, adică ca dragoste. Da, de bucurie ei, a pupat-o. Da, și el a spus hărțuire. Deci ei caută toate, ei împotriva lor, ale lor împotriva lor. Adică cine face asta? Numai dracii fac, se îndrăcesc între ei și se supără între ei dracii. Da. Că, de exemplu, dacă, de exemplu, face un păcat, el dracul în altul, în alt, din alt, din altă patimă, se supără cu dracul în altul. De ce nu l-a lăsat pe, pe om în păcatul în altul? Vrea el să-l ia. Da, am înțeles. Să-l câștige. Și atunci ei, dracii, se îmbâligă de nu mai știu cum. Pe tot ei au dat să fie femeie, dar pe ăla de ce ai pupat-o? Că acum te iau pe hărțuire sexuală. Trei ani, nu... domnul Becali, trei ani vor să-i dea de pușcărie. Bine, mă, nu-i dă nimica, dar vreau să zic, da, adică da. Că nu-i dă nimica, judecătorii, că înțelegi? Da. Dar da. Tu nu vezi ce nebunia lumii? Da, da. Haide păi să... de-aia, bă, vezi? Nu-i bine. Haide... Dacă se duce Burleanu și pupă pe Demetrescu. Dacă se duce Burleanu acum și pupă pe Demetrescu, când arbitrează. N-are voie. N-are voie, că ia trei ani. Bă, dacă, de exemplu, este arbitra și de bucurie fotbalistul când a dat gol, se duce oia în brațe. Trei ani! Îi dă ani. Roșu! Îi dă și roșu și trei ani! Păi tu nu vezi ce anomalie este? Da. Tu nu vezi ce nebunia lumii? Deci, dracii, ei râd de oameni cu astea. Ei, dracii, râd acum când a zis... Bună asta cu Burleanu și cu Demetrescu! Ce ar fi acum Burleanu să ia în brațe, o pupe pe Demetrescu? Vai de capul meu! Trei ani, trei ani, da, m-a zis. Tu dai seama ce circăraie face dracii și ce râd dracii de noi, de oameni, în situații de-astea. Da. Înțelegi? Da, 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 am înțeles. Bine acum să spun ceva. Eu ăștia de la comisie, eu nu-i, pe ei nu-i. Și să spun de ce. Ei de la comisie, ei săracii ca să dea ceva, bă, oricum nu-l afectează pe Gigi Becali. Păi da, că au dat ceva ce... care, vedeți ideea, ați sesizat, nu vă afectează cu nimic. Păi da, dar ei săracii, de ce au dat asta? Hă? Păi ca să vadă Burleanu, ca să arate Burleanu, uite domnule, la mine la federație, uite cum dăm noi comisiile care le-a pus el, că toți ea sunt numai de-a lui Băsescu. De ăsta, cum îl cheamă, Trăilă, alu... bărbatul lui Trăila aia care era pe la televizor de vedeți, care a fost bărbatul ei, toți ai lui Băsescu care erau, i-a pus el când era el și atunci și-a făcut trupa lui. Asta nu e în regulă, cum și acum cum ar veni Iohannis să pună instanțe de judecată, toate să le pună el. Uh-huh. Dar asta nu e democrație așa, asta nu este independență. Dar el și le-a pus și acum el băi i-a zis, dați-mă așa ca să vadă și să mă pună, uite bă, la Burleanu cum se face. Acolo se respectă și trebuie să fie da, primer. De acord, dar în esență e frecție pistol cu apă, e frecție la picior de lemn. Păi e frecție la picior de lemn, ei a făcut-o ei, adică ei, ăia deștepți probabil ăsta, Trăilă ăla sau cine a este acolo sau cine a dat. Azi, asta e bă, da. Se dă lui Becali, împăcăm pe Burleanu da. Ca să vadă, uite, doamne, la noi e s-a supărat Burleanu că este... fac de asta, de sex, de gen, cum se numește. Da, da, discriminare de gen se numește. Discriminare de gen și discriminare de gen și ele cu gene, cu egalitatea de gen. Nu, egalitate de gen, nu discriminare de gen. Da, da, da. Egalitate, egalitate da, da, da. Așa. Și domne, și uite la mine cum se întâmplă tra-la-la și ăia a zis, bă, dacă a zis Burleanu, hai să-i dăm, apăcăm pe Burleanu, dar împăcăm și pe Gigi. Că ei știu ăia, că ea nu sunt idioți ăia de la comisie să zică că judecăm noi o părere. Da, da. Că nu da. Poate să judece o părere, că sunt și ei. Unul am înțeles că este profesor ăsta, Trăilă, ăsta, cum îl cheamă, Trăilă, trăiește profesor de drept, nu știu, până la ce decan, nu ești, înțelegi? Bă, la dacă e profesor de drept, o poate să judece el părere, că nu e nie bun. Da. Dar să aibă, ca să-i dăm... ca să fie nici Gigi supărat, că nu ne interesează pe Gigi, și să-i dăm și de satisfacție lui Burleanu. Așa pare, exact cum spuneți pare, chiar așa pare. Păi cam așa au făcut. Da, și v-au dat și 50.000 de lei amendă. Am uitat.
E, aia o să fie contestată. Ia zice, totul până la bani. Băi, până la bani. Dar dacă e 17 ani, da. Dar banii cum să iei? Păi, dar tu mi-ai mie bani pentru păriere? Da, 50.000 de lei, adică na, 10.000 de euro. Păi nu, dar ei ce fac ei? Hai bă, că dăm amenzi, voi nebunilor, păi amenzi, dau oameni amenzi de 3.000 de lei, tu dai 10.000 de euro amenzi, păi cine îți dă ție așa să dai 10.000? De unde bă, că lasă că băga pe care luăm noi bani ca să plătim noi comisii? Băi, ce vorbești mă, munciți pe bani măi, trântorilor. Nu că luați de la Becali bani. Da. Și s-au ajuns trântorii, e toți ea de la Boga, lasă de la Becali. Băi, mă, muncă mă, hai la muncă la sapă mă. E primăvară, acum începe să pătu. Bă, treci la muncă, mă, nu la Becali bani. Treci la sapă, tată. Păi treceți la sapă la muncă, că voi acolo sunteți buni. Da. Hai să vă fac să râdeți puțin. M-ați auzit? Mi-a zis, sună Rotaru azi dimineață și zice, îl bași pe Gigi în emisiune? Zic, nu cred că mai intră, că a intrat omul ieri, a stat o oră, na, ce să mai, că nu pot să-l sun, nici pom să-l deranjez chiar așa în fiecare zi, că nu-i la cheremul nostru acum. Și zice, bine, zice, dar nu poți cumva, dacă îl bagi în emisiune, dacă îl bagi, zice, nu poți să-l întreb totuși, rămâne în Ghezana pe dreapta sau nu, să știi și noi cum facem echipa. Băi, spune-i că îl voi anunța înainte cu 2 zile. Mhm. Îi voi suna eu și îi voi spune echipa lui. Da, ok, bine, îi spun. Nu, ca să nu fie discriminare. Da. Să nu fie, să fie egalitate. Să nu fie disconsiderarea competiției. Da. Atunci o să vorbim cu antrenorul. O să-i dăm prin internet. Ca să nu fie nici cumva... Că de ce ai luat legătura cu echipa adversă? Pe cum adică? Dacă îl sunați pe Rotaru și să glumiți și... Păi n-ai voie. Cum n-ai voie să-l sun pe Rotaru și să-i spun, uite bă Mihai, asta e echipa, voie, te bat ca să știi echipa. Este desconsiderarea competiției. Păi ce facem? Că omul se uită la emisiune acum, nu știe ce să facă. Deci l-a anunțat, păi da? Păi ce să fac? Nu pot să spun Matali. O să fac în secret, că e desconsiderarea competiției, supere Burlianu și comisiile. Am înțeles. Deci, păi tu dai seama, bă, lumea. Băi, Horia. Băi, era pe vremul Mircea Sandu, vorbea cu el, cu tare, omul suna, da, bă, Mircea, uite, aia, bă, toți să fim prieteni, comunicăm, să vorbim, să alea, bă, cum crezi că e bine? Că noi reprezentăm fotbalul, nu ei. A ei zice, nu, bă, noi suntem stăpâni, noi facem ce vrem, noi și vă obligăm pe voi. Până când, să știi tu că ăsta... Șucu, o să vezi că el se va răzvrăti, că el e băiat deștept și el se va încet, uh-huh. El se va răzvrăti, pentru că nu pot să spun de ce, dar el acum a încercat niște lucruri și m-a contactat, m-am vorbit, l-am sunat eu, o să vezi, în viitor apropiat el se va răzvrăti și o să vrea să ceară niște drepturi care sunt legitime. Care omul e om de afaceri, om deștept. Se va răzvrăti împotriva cui? Împotriva, cum ar veni... A stăpânirii din fotbalul românesc? Mă, nu a stăpânirii. Poate să spun așa, a organizării privind distribuirea... A, cu drepturile TV vă referiți. Da. Așa, da. Interes. A, deci nu-i convine lui Șucu că ei zice că consideră că luați bani puțin, nu? Nu, el spune așa. El spune, domne, 1.000.000 de euro. Da. Ca să luăm noi, acum se împartă în funcție de audiență. Da. Eu i-am spus în felul următor. Băi, eu, pentru că tu ești prietenul meu și că tu ai dreptate, eu te susțin, dar nu-mi cere mie... Să fac mult tam-tam pe asta, pentru că, în primul rând, ne facem de râs. Pentru 60.000, că nu este 160.
Adică e 60, luăm, dar trebuie să luăm 100, adică pentru 30-40 de mii nu trebuie să facem de râs. El zice așa, creăm un precedent. Adică, cu alte cuvinte, ce înseamnă precedent? Zice, domne, precedentul este că cu el avem 10 cluburi care votează asta. I-am zis, noi votăm 10 cluburi, dar când facem asta, procedăm ca Burleanu. Cum adică, a zis el? Păi, aplicăm tirania. Și eu nu vreau să facem asta. Și nici tu nu vreau să faci, că ești prietenul meu și vreau să te iubească oamenii. Da. Și a zis, păi de ce? Că e drept. Este drept. Dar noi e drept să atacăm frontal pe dreptate și pe față. Dacă ne apucăm să luăm 10 voturi, nu facem ca Burleanu. Aplicăm tirania, adică instigăm mulțimea săracă sau care sunt interesați împotriva la unii, la aia puțin. Adică tirania majorității împotriva minorității, cum ar veni, știi? Că asta e tiranie. Că alta e să voteze lumea ce vor și ce este drept, alta e să voteze majoritatea săracă care îi dă niște avantaje împotriva bogaților. Deci asta e tiranie. Și eu zic, tiran, n-am fost, nu vreau să fiu, nu vreau să fii nici tu, el nu și-a dat seama. Și a zis, da, domne, și atunci cum să facem? Și a zis, uite cum să facem. Acum nu se poate face nimic. Banii ăștia să se împartă așa, pentru că nu avem, și noi jucăm cu ei, nu avem cu cine juca, n-au bani. Când vin dreptul de televizare, următoarea negociere cerem 10 milioane în plus, că putem să cerem. Că merităm. Iar ăia 10 milioane care îi cerem în plus să negociem noi, oamenii de afaceri, să se împartă pe audiență. Adică, domne, uite, noi negociem, luăm încă 10 milioane, dar asta se împart pe audiență. Ia și cluburile mici, dar pe audiență. Dar ce s-a împărțit acum, noi nu putem noi să întoarcem. Putem să mergem la instanță, să mergem, domne, aici e vorba de proprietatea unui club. Proprietatea clubului este pe audiență, adică audiența e tot, imaginea tot a mea se vinde. Și pe instanță câștigăm. Numai că noi am fost de acord ca și cluburile mici să ia în funcție de cum ar veni de clasament, că de ce? Pentru că n-au săracii bani, de unde să scoată Horia bani. Da, și da. Atunci am zis, bă, Dani, noi trebuie să ne sacrificăm. El nu e de acord cu asta. Și nu i-o scos cu Dan din cap treaba că, domne, el e om de afaceri, la asta nu merge că stai puțin, că o fi, că e milă lui sau că e... Nu, nu merge. Nu, eu nu-l scos din are lui. Că are dreptate el. Deci urmează o răzvrătire. Păi nu o răzvrătire, urmează o răzvrătire împotriva la astea, cum ar veni, dar eu i-am spus eu, bă, eu nu te susțin vorba, dar în luptă nu intru cu tine în asta. Te susțin, ai dreptate, dar nu intru în război, pentru că nu-l câștigăm. Și nu îmi place felul, adică cum ar veni 10 cluburi, după aia e precedent. Bă, uite, 10, zic că aia îi votează 10 acum. Dar când va veni la Basta Mare, cum ar veni, nu o să mai voteze. Da, de știți de? Cum au mai făcut de 100 de ori, aut. Știți că zic da, și după aia nu mai votează. Dar eu cred că l-am convins pe Dan, l-am convins că trebuie să, adică, așa este, adică n-au oamenii bani, ce să faci? Nu trebuie să joci cu ei, dar se disfințează fotbalul. El zice, nu domne, primăriile să nu mai facă. Zic, bă, cum? Nu domne, că există oameni de afaceri. Zice el. Păi zic, tu zici că există oameni de afaceri care e dispus să dea 3-4 milioane din buzunar să-i piardă pan? Domnul Becari, hai să vă zic una tare de tot, apropo de ce ziceți. Am făcut la Fanatic, ne-am uitat peste bilanțuri anul trecut, da? Așa. Deci, FCSB, minus 7,5 milioane de euro. Craiova lui Rotaru, minus 5,9 milioane de euro. Mititelu, minus 4,1. Am făcut socoteala, în total, ați băgat din buzunar Gigi Becali, Rotaru, Mititelu și Șucu, adică ați pierdut peste 20 de milioane de euro. Dar nu este suma reală. Păi da, nu știu, sunt date din bilanțul pe 2023. Hai să spun. E mult mai mult, numai că noi ca să luăm licențele,
ca să iau licența, de exemplu, aveam 15 milioane, da? Da. Și ca să iau licența, de prima dată, am avut 9 milioane. Da. Am renunțat la 2 milioane că am împrumut și am băgat în capitalul social, am mărit capitalul social ca să rămân, ca să pot să iau licența, nu mi-a, depășeam deficitul, adică perpleul financiar. Și atunci e adevărat că minus 7, dar ele sunt minus 15, numai că 8 am făcut majorare de capital. Deci ați renunțat la cum ar veni datoria către dumneavoastră și i-ați băgat în capital, am înțeles, la majorare. Da, da. Nu e o problemă asta, să spun de ce nu e o problemă, pentru că, bine, oamenii care știu finanțe și cine are om deștept, e inteligent, are, știe, că spun unii, da, domne, e împrumutător, băi, nu e o problemă, că atunci când fac bani, fac mișorare de capital și aduc iar și scot, m-ai înțeles? Am înțeles, am zis ceva. Deci eu pot să fac majorare de încă 7 milioane, că formă când am bani, fac mișorare de capital și-mi iau banii. Înțelegi cum e? Da, 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 am înțeles, am priceput, da. Am înțeles. Și atunci nu mă afectează, dar nu se vede real, nu se vede pierderea, nu se vede real. Am priceput. Da, da, eu ce am vrut să spun? Eu am vrut să spun câți bani băgați din buzunarul vostru. Păi dacă să vezi câți bani am băgat din buzunar, uite-te la capitalul social al FCSB-ului, că aia tot de la mine sunt. Uite-te la registrul comerțului, vezi capitalul social 8 milioane plus 7... Că aia tot 8 milioane, capitalul social... A, deci minus 15 anul trecut. Minus 15, da. Mamă. Și plus încă 10 care am renunțat la ei atunci când am luat o echipă care nu e Steaua, e Vasilescu, echipa Vasilescu din deal. Da. Înțelegi? Nu e Steaua. Am dat 10 milioane. Dar nu e Steaua, e... Care atunci când am luat-o Piturcă, când am vrut să îi desfințează Piturcă. Popescu, domnul Becali, domnul ăsta Popescu, îi desfințează pe toți, l-ați văzut? Cine? Domnul Popescu ăla, juristul, alumitică. Da. Nu ca aia, să știi care e și o treabă, adică e... Noi o să vedem dacă ei o păria. Pe mine nu mă interesează de ce. Dacă echipa merge, eu am nevoie să-mi beargă echipa, să-mi văd de treaba mea, mă lase pur. Că mă judecă ei și îmi dă ei o pedeapsă de 6 luni, nu mă afectează pe mine. Pe mine mă afectează sufletește că se îndreaptă lumea unde se îndreaptă. Da. Adică asta mă oftică, băi. Adică facem voia dracilor. Nu că dă ei. Da. Dacă dă... Deci ați băgat 15 milioane minus anul trecut, dar nu puteți să coborâți să luați medalie de campion pe gazon. Dar nu cobor, că nu zic ca idee, înțelegeți, ca dar idee, nu, de principiu nu vorbesc nu acum. Nu există așa ceva. Dacă vrea, uite ca să vezi tu, cobor, na. Da. Vedeți cu băile de șampanie. Nu fac eu șampanie, alea au trecut din inima mea și din sufletul meu, alea nu se mai fac. Păi vă fac băieții, domnul Becali. Fac ei, dar nu mai cobor eu, mă, Horia, că nu trebuie mie să cobor eu acolo. Da, hai, bine, cum a zis, știți cum e? Băi, voi nu știți ce înseamnă bucurie care e exteriorizată și bucurie în inimă și în suflet. Ai mult mai mare de 1 miliard de ori bucuria în suflet decât bucuria aia exteriorizată. Aia e, de fapt, o bucurie afectivă a simțurilor. Am înțeles. Asta e bucuria afectivă a simțurilor și alta e bucuria... sufletească, a minții. Da, înțeleg perfect ce ziceți. Deci până la urmă nu marșați cu domnul Șucu. I-ați spus că nu vă băgați în povestea asta, nu? Și cum o să rămână domnul Becali? Deci cum va fi până la urmă? Eu i-am zis și lui și el, adică el văd că n-a făcut nimic până acum. A zis, băi, Dan, ești prea om bun, de calitate. Pentru ce să te înjure lumea? Nu, domnule, că dreptate. Băi, ai dreptate și aia, dar pentru ce? Lasă-i în pace. Dacă o să fie și să putem să luăm bani în plus, atunci o să-i împărțim pe aia. Dar, păi de unde, ce să fac? Păi nu vreau să fac Horia, adică că așa putem să cumpărăm voturi. Cum fac ei la adunare, nu vezi? Aia nu e în regulă, ai treaba lor ce fac. Dacă în România așa este, ce să fac eu? Cum să iei, tu îl pui pe unul, el președinte, pe urmă el schimbă statutul, mai poate încă o dată președinte, pe urmă că îl bagă pe un prieten de-al lui,
Astea lucruri de astea, dictatoriale, tiranice, că nu se fac așa ceva. Și pe urmă vorbește de modernitate, vorbește de... Păi cum e modernitatea? Că aplici tirania trecutului medievală. Da. Așa e modernitatea. Câți bani credeți că ar trebui să luați pe drepturi, după părerea noastră, la adevărat, nu știu, acum sau în viitor? Acum sunt 33 cu TVA, parcă, nu? Sau... Horia, da. Dacă mă interesa asta... A, am înțeles. Bine. Mă băteam de atunci. Problema mea nu e 1 milion. Adică în plus cum ar veni. Să iau, nu iau 3,5, iau 4. Vreți Champions League, asta vreți. N-am intrat eu în fotbal să iau 1 milion din televizare. E adevărat că ăia sunt buni, 3,5 aproape. Eu cred că trebuie să luăm, adică când se încheie contractul, să mai luăm 10 în plus. Și alea 10, ca să fie și șu cu el și oamenii ăștia care fac rating cu tare, să, că el a recunoscut, domne, pe primul loc e FCSB. Dumneata trebuie să iei mai mulți bani. A recunoscut, șucu, a? A recunoscut și a zis, domne, trebuie să iei mult mai mulți bani, de ce ești mulțumit? Și a zis, bă, nu sunt mulțumit. Dar dacă era să mă războiesc atunci și atunci am zis că să fie dreptatea, să fie oamenii n-au bani și săracii ce să facă? Să iau eu bani, eu am bani. Și țelul meu nu este milion, țelul meu e 50, 100 de milioane. Da, Champions League. Păi e Champions League, e să vând un jucător cu 100 de milioane odată, că nu am renunțat la ideea. La ce idee? Să văd odată un jucător cu 100 de milioane. A, asta e visul cel mai mare? Păi, când am intrat în fotbal am zis, bă, o să fie odată un Hagi, care o să fie la mine, o să mi-l dea Dumnezeu mie. Și dacă o să fie un Hagi, atâta iau, 100, 200 iau. Da, e, bine, pă, un jucător de tare al lui Hagi puteți și 200 să luați, serios acum. Păi 200, da, tu ai văzut că eu nu vând sub preț. Da, da. Eu l-am vândut pe Chiricheș cu 10, ei l-au vândut mai departe Arsenalul sau Tottenhamul cu 7. Da. Uite aici la Mani, e adevărat, că l-am vândut eu cu 11 și acum am înțeles că îi vând cu 25. Cu cât? Cu 25. Și am înțeles. Mamă. Da, dar iau și eu 5%. Păi deci din 25, 10, 2,5, deci nu, luați 1.250.000. Nu, iau din 14, adică diferența. Din diferență. Da, corect, că trebuie să-și scoată oamenii bani. Păi și da. Ce? Și din 14 ce? 700.000, nu? 700. Da. Păi ce, nu-i bine? Așa am auzit, nu știu acum dacă e adevărat. Da. Eu pe mine nu mă interesează televizare. Sunt buni banii. Dar eu nu acolo, nu stau să mă cer cu lumea pentru 1 milion. Eu mă cer pentru 50-100 de milioane. Pentru 1 milion nu mă cer. Am înțeles. Trebuie să nimeriți 1-2 jucători de clasă ei, mare. Bă, ei să spun un lucru. Ei să dea ce vor, eu nu mă supăr pe ei. Pentru că ei, într-un fel, ce au făcut, au făcut o chestiune să împace și capra și varză. Sunt și ei între Ciocan și Nicovală. Adică între Burleanu, care vrea să facă. Nici Burleanu nu... Buleanu ce face? Nu face, bă, că crede el așa. Eu nu cred că are personal Buleanu ceva cu noastră. Chiar nu cred. Nu, nu are, bă. Eu am vorbit cu el. Am vorbit cu el de multe ori. Niciodată nu mi-a vorbit urât. Niciodată. Nu are omul nimic cu mine. Singurul lucru care îl face Buleanu, ce face? El vrea să fie plăcut UEFA FIFA. Pentru funcții face tot ce face. Nu face de răutate sau care mentalitate. Tu crezi că Burleanu crede el că femeia e egală cu bărbatul și că arbitră femeie? Nu crede omul niciodată. Dar omul face să facă pe plac. Ca să placă, să fie știge funcția. Și face să fie sănătos omul, nu supărat pe el eu. M-ai înțeles, Horia? Da, înțeleg. De bă să se înțeleagă tot ce vorbesc eu acum, nu vorbesc să fiu supărat pe cineva. Spun lucruri de principii, până la urmă e mărturisire, că altfel nu intram. Am intrat să fac mărturisirea în Hristos. Că nu se poate femeia să fie cu bărbatul amestecată. Și nu supăra nici pe Burleanu, nici pe comisii. Nu am treabă. Ăla a dat ca așa cu tare. Burleanu vrea ca să facă față la UEFA, să vadă ce se întâmplă în România. Pobecali cel mai tare i-a dat că de ce a zis așa de arbitră. Că zic că uite bă, ăsta trebuie să-l punem. Că ăsta... Burleanu îl pune pe ăsta, că ăsta este cum ne place nouă, egalitatea de gen. Așa vor ei.
Egalitatea de gen. Da, da, nu e, e logic. Tot ce spuneți are totală logică. S-a împăcat, e împăcată toată lumea cu decizia asta. Și atunci ce mă afectează? Pe Burleanu are imagine la FIFA, pe mine nu mă afectează, comisiile și s-a împăcat și capra și varză. Da, da, banii atacăm. La bani atacați. Banul nu-mi convine, am ridicat degetul sus acum, banul nu, tată, nu ți-l dau. Da, da. Banul la muncă, tată. Da, 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 bună asta. Nu la figur, puie, faci da, cu da. FIFA. La muncă, că e de sapă acum, e primăvară, să sapă. Băi, tată, nu ședințe, trai la ilai cu FIFA și UEFA și luăm banul, nu? Da. Banul nu se face așa, sunt la Crăciun, bă, și bea. Banul se face la pădure, tăi lemne din fiecure. Da, mi-a zis Rotaru că vă spulberă. Ai să așa să-i zici lui Gigi. Îl spui, îi spulberăm. Cum mă spulberă? 0 la 6? Păi, poate se gândește că vă dă el un 6-0 acum. Bine, glumim acum, normal. Bă, Coria. Da. Se poate întâmpla orice la un meci. Eu nu zic că spulber, că de ce? Se poate întâmpla orice. El și el. Tu știi că eu am zis că are echipă valoroasă. Nu, a zis mereu că dacă vă e teamă de cineva cu ghilimele, Rotaru, mereu a zis. Păi de ce? Că m-a referit la echipă valoroasă. Da, da. Nu? Da, 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 da. Dar în Ghezana, care sunt ultimele informații? Și-a revenit? Păi dar n-are, bă, avea contuzie, n-avea... A, deci subiect închis, am înțeles. Da, și acum o să vedem, nu știu. Ne cunoaștem și noi cu ăsta, să vedem cu cine. Da, bă, dacă jucați cu el în dreapta sau nu vă gândiți, am înțeles. La meciul ăsta mă consult. Că e un meci mai important, adică e meci de campion, adică îl iei, îl câștigi meciul, ești campion. Da, clar, subiect închis. Și atunci trebuie să-mi vorbesc și eu, bă, consult. Uh-huh. Băieții, tu cum e? Vână maximă, nu? Toată lumea. Bă, băieții, nu știu băieții. Băieții știu care e. Care fie, nu știu băieții ce... Au, băieții. Ca, nu, am uitat să vă întreb asta. Primă de titlu au sau nu există așa ceva? Nu există primă de titlu. Aha. Trebuie să produci bani ca să iei bani. Așa, și ce există atunci? Există primă de Champions, de Europa, da? Și de Conference. Cât sunt primele? Păi depinde, de la jucător la jucător. De exemplu, Chiricheș are 200.000, Florinel Coman 300.000. Mhm. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Le-am dat, adică i-am zis, bă, dacă iau 50 de milioane, îi dau Furnel. Furnel a vorbit ieri cu el. I-am zis, bă, nu trebuie să te hazardezi. Ai acum 30, îți fac 60. Dacă n-ai ofertă la vară, îți fac 60 și 750 de mii pe an. Ce mai e nevoie? Uh-huh. I-am zis că vreau să plec afară. Da, tată, și eu iau. Uh-huh. Să iau și eu banii pe tine. Dar în casă nu ai, îți dau eu ca să fii mulțumit. Mă întreabă Dică. Când eram eu, nu mărea salariile așa. Nicolae Dică e în studio, domnul Becali. Băi, săracul DiCaprio, vai, vai, vai. Dar nu mărea salariile așa mult când eram eu jucător. Păi ce să faci, ce să faci? Că trebuia să-mi face 100.000 pe lună. Păi da, mă, tată, adică, ai spun ceva. Atunci era de Liga Campionilor 3 milioane, 4 milioane, acum mai 50 da. De milioane. Exact. Așa e, corect, da. Nu? Păi nu știu că am dat atunci, mi se pare că am dat atunci, nu știu cât am, 100.000 am dat. 120.000 a fost într-un an și într-un an 100. Păi cine dă 120.000? Uh-huh. Păi cine dă 120.000? Da, da. Da, așa e. Dar domn Becali, 60.000 îi faceți lui Florinel dacă nu pleacă? Atâția bani? Păi atât ai fac. Mamă, mamă. Păi dar e contract record. Mai există așa ceva în fotbalul românesc? Nu cred că mai există așa ceva. Păi dar nici nu există ca Coman. Da, da, da. Așa este. Și ce a zis Coman când i-a zis că face 60.000 pe lună? Dacă nu Gigi, vreau să plec. Deci eu vreau să pleci. În caz că nu ai ofertă, uh-huh. Eu îți duplez salariul. Uh-huh. Dar nu e nimica, nu? Nimica, zero. Nimica, nu are nimica. Da. Au zis și el că am zis că nu știu ce, Qatar. Dar ce-i cu Qatarul? Nu știu, mi-a zis, n-am primit nimic. A, da, povești de presă, știți cum e. Da, da. A, să vă zic o chestie frumoasă. L-am sunat ieri pe tata lui Radu Slavescu. Așa. E domnul este șofer de tir. Și zice, domne, am ajuns acum în vamă, vreau doar atâta să-i transmiteți domnului Becali, da, prin intermediul vostru al fanatic, un singur mesaj. Respect tot ce spune domnul Becali. Vă mulțumesc frumos.
Păi de ce am făcut ceva? Păi de ce respect, bă, Horia? Spunea, nu, dar frumos a zis, adică omul frumos de tot a zis. Păi dar omul, păi de ce? Păi pentru că omul ia 3.000 pe lună pe șofer de tir și băiatul lui care stă și aleargă, se plimbă, ia 10.000 pe lună. Păi omul nu știe asta? Rada Slavescu, cu 19 ani, n-a dat un gol, n-a dat o pasă de gol de 3 ani. Și ia 10.000 pe lună. Îl respect sau nu îl respect? Păi, normal. Dar frumoasă declarația omului. Păi, dar omul știe, dar... Păi, dar el nu știe, bă, stai, bă, pe care e nebun, îl schimba de nebun. Da. Dar ați văzut, că, ați văzut că toată lumea v-a dat dreptate, și specialiști, și toată exemplu, lumea. Băi, tată, stai că s-o am vorbit cu el. Avea o fete de împrumut. Da. Și tai că s-o m-a sunat. Da. Și a zis, domnul Becali, vă rog eu frumos, nu-l dați pe copil. Hai să rămână acolo. A, eu i-am spus în felul următor. Băi, nu eu îl dau. Băiatul și cu tine alegeți. Păi da, dar nu vreau, adică să-l obligați. Băi, băiatul are contract. Eu nu sunt stăpân de oameni. El pleacă dacă vrea. Cum dacă vrea? Dacă vrea el se duce împrumut. Eu nu sunt stăpân de oameni. Bă, Horia, să se înțeleagă bine, eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de averea mea. Și eu sunt stăpân de curtea mea. Ești în curtea mea, sap la mine în curte, sap cum îți spun eu. Dacă îmi pleci din curtea mea, e stăpân, nu sunt stăpân pe tine. Nu mă interesează ce faci tu. Da, nu, nu. Da. Asta da. E mentalitatea mea. Să înțeleagă lumea toată. Când ești la mine în curte, eu stăpânesc ceea ce tu faci. Da, corect. Nu, a spus și ieri asta. Adică foarte, foarte clar. Da, păi domnul Becali... nu spune că slujitor. Băi, tu când ești la mine în curte, slujești mie. Ești slujitorul meu și slujești ceea ce eu spun. Da. Când pleci de la mine din curte, nu mai ești slujitorul meu. Eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de slujirea ceea ce este la mine proprietatea mea. Dar oamenii de unde să înțeleagă asta. Da. Deci, bă, Becali se crede stăpân de oameni cu sclavi. Nu e, bă, sclavi. La mine înseamnă că slujitorul trebuie să fie drept credincios. Domnul Becali, să slujească stăpânului întru totul. Cred că mulți ar... la mine curte. Cred că mulți ar vrea să fie sclavi pe 10.000 sau pe 60.000 de euro pe lună. Credeți-mă, da. Credeți-mă. Ce lună, și atunci cum să zic că taică-su că eu, domne, vezi, doamne, n-am făcut bine. Nu, nu, a, nu, a zis exact băi, așa. Respect băi, tot ce a zis. Da. Respect tot ce a zis. Și toți care au vrut, uite, ia Nistoica. Da. A vrut apartament 200 de mii. Ia apartament 200 de mii. Scade din salariu. Sud. Vrea apartament. I-am luat apartament. Scade din salariu. Cine este apartament? Oman. 300 de mii apartament. Ia-i apartament. Scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa? Mm-hmm. Miculescu cât are? Nu știu, mi se pare vreo 15.000. 12, 10.000 mi se pare. Deci, că mă gândeam 10.000. Că altul care n-a mai dat un gol de nu știu când. Bă, Niculescu, tot am încredere în el. Ai văzut când a intrat, adică omul a dat gol. Mm-hmm. Pentru că golul e de la el. Golul, cornerul de la el. Lui nu i-a primit-o bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile. Mm-hmm. Că are execuții, Niculescu. Deci aveți în continuare încredere în el. Și la dat Slavescu am. Uhum. Da. Și dacă eu spuneam, n-am încredere, la revedere să plece. Dar mai am încredere, mai ales în Niculescu. Și chiar și în data asta, o să vezi. Da. Că va intra cu Craiova. Dar va intra 20 de minute. Când obosește Tavi. George, da. Da. George a primit și el un apartament? Păi cum l-a primit? George imediat a primit apartament. Cum? Și mașina i-a dat. I-a luat domnul Becali mașină. Păi da, i-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. Așa. I-ați luat și mașină cadou? Da. Și mașină cadou de 35.000 și apartament de 200.000. Nu erau la domnul Becali. Păi nu e. E Gianni Chiriță fier de nervi aici în emisiune. Că nu, păi noi că, aveam, că... Păi nu, noi aveam, 30, Gigi, noi aveam 30.000 de dolari pe an.
Păi ăștia ia câte 300 de mii odată să-și cumpere apartament, avans. Și tot nu-i bine. Și tot fac figuri. Da. E regulă... Păi nu, da. Nu că nu fac figuri, că nu fac băieții figuri. Nu fac. Nu fac. De exemplu, nu, de exemplu, Tavi a zis, i-a zis lumeme. I-a zis, domnule, zice, când am ținut mingea acolo în tușă, da. I-a zis, da, bă, copile, ai ținut mingea în tușă, ne-ai câștigat meciul. Ca să nu mai avem emoții. Și a zis, când am ajuns cu mingea acolo, înspre partea aia stângă, mi-am adus aminte ce ne-a zis domnul Becali, bă, dacă am 1-0 și mai sunt 7-10 minute, nu mai am nevoie să fie 2-0. Am nevoie să-mi țin de minge. Și mi-a venit în cap aia. Și am executat ce a zis domnul Becali. Uh-huh. Vezi? E bună, e bine. E o vorbă, domn Becali. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Nu se mai ocupă stăpânul, praful să alege de gospodărie. Păi o să mă duc eu acum să vorbesc. Acolo am voie, că e proprietatea mea, Arcomului. Ce? Nu este stadionul lui Trăilă. Păi și ce o să vă duce să vorbiți? Păi să mă duc să vorbesc cu jucătorii. Băi, câștigați meciul ăsta, este campion. Aha. A, deci aveți în plan să vă duceți să vorbiți cu băieții? Da, mă duc. Uh-huh. Foarte bine. Mă duc și poate dau și o primă, văd. Uh-huh. A, poate le dai și o primă? Păi băi, păi da, sunt campioni. Uh-huh. Păi Corea, dar noi dacă batem, da? Joacă CFR cu... Nu, Rapid, sunteți campioni, e gata, ce să mai dacă batem? Păi deja după aceea se face 13, ori de Rapid, ori de CFR se face 13. Sau se face 12 de amândouă la Unigat. Mhm. Uh-huh. 10 de Craiova, 12-12. La revedere. Păi ce le dai și vreți să vă gândiți să le dai și o primă? Păi, bă, de bani mă despart cam greu dacă nu iau. Cât le dați? Nu știu, nu cred că le dau. Am înțeles. Acum, mă auziți? Da. Toată echipa se uită acum la fanatic în cantonament. S-a auzit un oftat de dezamăgire acum. Nu, că de ce? Că nu dau bani, adică nu am principiile mele. Nu dau bani când nu iau bani. Adică bun. De la mine, bă, câștigați. Corect. Corect. Calificați-vă și luați 100, 200, 300 de mii. Nu? Da, și împărțiți. Da. Da, e în regulă. Nu, 300 de mii unul ia, 100 de mii, toți au pentru calificări, au 100 de mii, 50 de mii, 200 de mii, 300 de mii. Au contractele lor. Domn Becali, trai la Becali, să tot faci fotbal. Păi vezi. Să tot faci fotbal. Eu respect omul, dar și ei trebuie să respecte stăpânirea, câte la mine în curte. M-auziți? Hai să m-auziți, dacă toți sunteți așa, cum să spun, patron, așa generos, așa, facem și noi o televiziune, ceva. Că e la mod acum. Nu fac, tată, eu. Păi nu mă interesează. Acum am intrat că a fost asta și ca să, adică, când nu intram. Ți-a zis că nu mai mă interesează, acum pot să mai intru. Dar nici nu vă sunam, nici eu nu vă sunam dacă nu era asta. Numai că asta este o anomalie religioasă. Am înțeles. Adică este o erezie. Cum adică tu... îmi dai mie o pedeapsă pentru o părere. Băi, eu am spus părerea și o spun încă părerea. Bă, părerea nu o spus, o schimb. Omul are o idee. Da. Aia nu o schimb. Ați subliniat foarte clar lucrurile astea. E clar, domnul Becali. Omul e mașină ca să-i bagi un șurub, să-i schimbi un șurub. Da, corect. Omul are o părere. Cu aia mor și mor cu ea. Bă, dacă îmi taie capul și bă, stai capul. Zic că femeia e clar. Nu zic, bă, măturisire. Cum să fie femeia să plimbe printre bărbați, alergând? Nu e bine așa ceva. E în regulă. Mulțumim mult de tot. Mulțumim pentru intervenție, domnul Becali. Vă mulțumim.